înainte de a trece la ședința propriu-zisă și începem cu un moment mai festiv și avem aici invitați alături de noi în cadrul Consiliului Local și o să rog pe domnul primar să ne spună despre ce este vorba. Bună ziua tuturor, bine ați venit la ședința ordinară de Consiliul Local. În deschidere aș vrea să înmânăm două diplome și plachetă pentru două persoane care au activat în municipiul Roman cu maximă responsabilitate, cu sprijin ori de câte ori a fost nevoie pentru autoritatea publică locală. Două persoane care au desăvârșit activitatea în cadrul sistemului de apărare național și care de asemenea au fost evidențiate și premiate de către Divizia Getica. În același timp, și noi, Primăria Municipiului Roman, Consiliul Local al Municipiului Roman, dorește să acorde diplomă de merit domnului Plutonier, Adjutant Principal Bogdan Chioche, cu recunoștință și apreciere din partea autorităților administrației publice locale pentru profesionalismul și abnegația dovedită în întreaga activitate desfășurată. Vă felicităm! Vă urăm să aveți... și placheta onoare și patrie. Și eu vă mulțumesc pentru invitația și am văzut în dat și la toată lumea la ora actuală și doresc ca tot în această poziție și la fel de studiunea din Dumnezeu în retrage, tot așa o să știți să văd ce care sunteți, sunt dați atunci, atunci la pensii, pe care sunt în retrage și eu o rentă până la 60 de ani. Să fiți sănătos! De asemenea, acordăm diplomă de excelență domnului colonel Cicudean Virgil Constantin, fostul șef al statului major în garnizoanei Roman, cu recunoștință din partea autorității administrației publice locale pentru întreaga activitate pusă în slujba intereselor armatei române. Am să rog să-i mânați asta, știu că are o problemă cu tatăl său și este plecat la spital, la IUD. Se transmiteți toate urările noastre de bine din partea Primăria Consiliului Local. Mulțumim pentru toată colaborarea pe care am avut-o și cu ocazia diverselor evenimente mai puțin dorite în Roma, așa cum au fost inundațiile, dar și alte situații extreme. Atunci când am lucrat foarte bine și am avut sprijinul dumneavoastră total. Vă rog să primiți din partea noastră și semnul municipiului Roman cu tot respect și cu toată stima și încă o dată aplauze pentru cei care. Mulțumim și multă sănătate și mult succes. Și sperăm că și ceilalți care au rămas în urmă să dea dovadă de același devotament, abnegație și colaborare. Mulțumim! Am o mare sănătate. Așadar să trecem la ordinea de zi după acest moment. O să rog pe domnul secretar să ne spună care este prezența. La ședința ordinară de astăzi sunt prezenți 20 de consilieri din totalul de 21 consilieri. Și vreau să-mi permiteți să vă reamintesc prevederea articolului 46 din legea numărul 215 republicată pe administrația publică locală. Nu poate lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârilor consilierul local care fie personal, fie prin soț, soția, fiind sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor Consiliului Local. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul secretar. De ședința este legal constituită. Înainte de a trece la ordinea de zi, o să vă supun aprobării procesele verbale anterioare, de la ședințele anterioare. Și o să încep cu procesul verbal încheiat în data de 13.05.2016, la ședința ordinară. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Procesul verbal din data de 23.05.2016, la ședința extraordinară. Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc. Procesul verbal încheiat în data de 14.06.2016 la ședința extraordinară a Consiliului Local. Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc. Procesul verbal încheiat în data de 24.06.2016 la ședința de constituire. Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Procesul verbal încheiat în data de 27.06.2016 la ședința extraordinară a Consiliului Local. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Procesul verbal încheiat în data de 14.07.2016 la ședința extraordinară a Consiliului Local. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Și atunci să trecem la ordinea de zi de astăzi. Cu observație am să vă rog, punctul 3 de pe ordinea de zi îl voi retrage, tocmai pentru că așteptăm niște informații de la Uniunea Arhitecților. Am crezut că vor veni până la data ședinței, așa încât o retragem astăzi și vom introduce într-o ședință următoare. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! Cu această precizare, să vă spun că data de 21.07.2016 a fost tratată dispoziția 1143 de convocare a ședinței ordinare a Consiliului Local, cu ordinea de zi cuprinzând cele 27 de proiecte. Urmarea retragerii de pe ordinea de zi a proiectului cu numărul 3, vă supun spre aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Primul proiect pe ordinea de zi este proiectul de privind completarea hotărârii Consiliului Local numărul 101 din 2008 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Roman. Avizul Comisiei de Administrație Publică. Mulțumesc. Discuții? Dacă nu, spun la Comisia Juridică. Mulțumesc. Supunem la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul numărul 2. Privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman. Avizul Comisiei de Urbanism? Aviz favorabil. Mulțumesc. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt discuții? Da, domnul Belui? Da, aș vrea să puntez o problemă aici pe această listă de terenuri private, după cum spune și proiectul inventarul parțial al terenului, bănuiesc că și această listă este parțială, nu? Adică se reactualizează de fiecare dată registrul care prinde domeniul privat al municipiului Roman. Nu era scris și de asta am zis. Întreb dacă este parțială sau nu. Deja este intrat în cutuma Consiliului Local în mandatul trecut și este o obișnuință a de reactualizat de fiecare dată inventarul parțial. Dacă nu mai sunt alte rămâniri, o să spun la proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul numărul 3 a fost retras. Proiectul numărul 4, privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unor locuri de parcare către Poliția Municipului Roman. Avizul Comisiei de Urbanism? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții? Vă rog, domnul consilier. În data de 7.06.2016 a fost depusă la Primăria Romană o cerere de către firma Dorotea Media SR, prin care cerea trei locuri de parcare acolo. Răspunsul primăriei a fost că se va lua în discuție în ședința de astăzi. S-a și luat în discuție. Acele locuri erau alocate către Poliția Municipiului, după cum vedeți, s-a restrâns de la 15 la 12, trei locuri au rămas de utilitate publică, inclusiv pentru cei de acolo. Nu se pot da în mod special, mai ales prin regulament, unei singure societăți, dar ei beneficiază în mod egal de aceste locuri. Dacă mai sunt alte intervenții, dacă nu supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate. Proiect de hotărâre privind amplasarea unui monument în municipiul Roman. Comisia de Urbanism? Aviz favorabil. Comisia Juridică? Aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții? Dacă nu se pun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate. Proiect numărul 6. Privind aprobarea unei documentații de urbanism, plan urbanistic de detaliu. Comisia de Urbanism? Aviz favorabil. Comisia Juridică? Aviz favorabil. Discuții? Spunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Deci 5 voturi împotrivă.
Mulțumesc. Dacă sunt puncte de vedere în care credeți că ar trebui un amendament sau ceva, suntem deschiși, adică nu avem nicio problemă. Sau dacă există un temei în baza căreia credeți că nu e ok, noi suntem de acord să reanalizăm, nu avem nicio fel de problemă pentru acest lucru. A fost depus un proiect care avizele, acordul notarial al vecinilor, deci nu am sesizat probleme de legalitate. Dacă credeți că e altceva, sunt dispus la orice propunere sau la orice amendament. Bun, acum el a fost validat în forma propusă. Ar fi trebuit să se facă propuneri de amendare o să înainte, când am... Poteți? În ședința de comisie sau chiar în plen, înainte de a se vota, când solicităm intervenții, că nu toți consilierii sunt membri al Comisiei de Urbanism și atunci pot interveni amendamente. Dar informația dumneavoastră, el are avizul și de la Mediu și de la Ion, și de la Telecom, și la Consiliul Județean, și la PASER, respectiv la Direcția de Sănătate Publică. Deci are toate avizele, inclusiv acordul notarial al vecinilor, drept pentru care noi trebuia, din punct de vedere instituțional, să-l propunem spre vot Consiliul Local. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Trecem la următorul proiect de ordine de zi, și anume proiect privind aprobarea concesionării și închirierii unor terenuri. Aici o să rog avizele să le luăm pe fiecare în parte, ca să... La anexa numărul 1, tabelul concesionărilor pentru construcții. Poziția 1, Smirodava 5/63. Avizul comisiei. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții. Avizul Comisiei Juridice. Mulțumesc. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? O abținere? Haideți să... Domnul... Am înțeles că e o abținere, da? Da. Domnul Pătrașcu are abținere. Poziția 2. Anton Pan, 16/1. Avizul. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Discuții. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate. Anton Pan, 15/1. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Favorabil. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate. Libertății, 10/26. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Aviz favorabil. Juridică. Mulțumesc. Discuții. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Unanimitate. Dobrogeanu Pierre, 2/12. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu reducerea suprafeței la 33,50 metri pătrați, compuși din 23,10 metri pătrați în față și 10,40 metri pătrați în spate. Ca să fie de aliniere și pentru ceea ce înseamnă întreaga zonă. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții. Supun la vot. Cine este pentru? Cu amendamentul comisiei, sigur. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Aleea Revoluției numărul 8. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Mulțumesc. Discuții. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Unanimitate. Ogarelor fără număr. Comisia de Urbanism. Păi pe ocolitoarea Romanism. Aviz favorabil cu reducerea suprafeței la 681 de metri pătrați. Comisia Juridică? Aviz favorabil. Supun discuție dacă sunt. Dacă nu, supun la vot cu amendamentul comisiei. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate. Vasile Lupu, numărul 60. Comisia de Urbanism? Aviz favorabil. Comisia Juridică? Aviz favorabil. Discuții? Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate. Fundătura Dr. Felix, numărul 3. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții dacă sunt. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Unanimitate. Ion Ionescu de la Brad, 1 bis.
Comisia de Urbanism? Aviz favorabil. Comisia Juridică? Favorabil. Discuții? Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineți? Unanimitate. Ștefan cel Mare, 248. Comisia de Urbanism? Aviz nefavorabil. Comisia Juridică? Aviz favorabil. Favorabil? Sau nu e? Favorabil. Din punctul de vedere, da. Comisia. Discuții dacă sunt? Dacă nu, am să supun proiectul prima dată cu forma inițială, după care cu amendamentul Comisiei de Urbanism. Nu, nu-i forma inițială, dacă nu trecem la trecut. Deci nu-i consultativ. Supun atunci la vot proiectul în forma inițială. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Propusul respins. Ștefan cel Mare, numărul 180. Comisia de Urbanism? Aviz nefavorabil. Comisia Juridică? Aviz favorabil. Aici spune, din punct de vedere legal, se poate. Da, da, am înțeles. Din punct de vedere al urbanisticii. Că noi încă din acum două mandate, la Claus Aminte, am luat decizia să nu mai încurajăm partea de chioșcuri în oraș. Deci supun la vot. Da, doamna consilieră. Deci ei când vin cu solicitarea, ei vin și cu o propunere de proiect. Da. Acum ea este analizată în comisie și în funcție de zonă se iau aceste decizii. Noi nu le putem opri de a ajunge în discuția Consiliului Local, dar ar fi un abuz. În momentul în care ei vin cu o aprobare, vin cu niște avize, noi le supunem. Iar aici dumneavoastră luați decizia constatând oportunitatea încadrarea zonală sau din contră, nu. Și în funcție de acestea, comisia dă un aviz care este consultativ și dumneavoastră luați decizia finală. Da. Și de altă parte, noi ne bazăm pe expertiza asistenților atunci când avizul este dat în comisie. Sigur. Mai mult decât atât, eu am lucrat de fiecare dată comisia împreună cu reprezentanții Direcției de Urbanism și merg în teren. Nu numai vizionează proiectul din birou, ci și merg în teren să vadă cum se încadrează zona. Se vizualizează aceste poziții care apar ca și propunere în Consiliul Local. Asta ca să fie foarte explicit, tipul de aviz favorabil sau nefavorabil, tot care vine ținut de acela. Exact. Avizul comisiei este ulterior redactării hotărârii de Consiliu. Eventual putem cere cu avizul biroului de urbanism care de fiecare dată spune dacă se ia în raportul de specialitate. În raportul de specialitate, să ni se spună acolo, să spune a propunem aviz sau favorabil sau nefavorabil. Da. E pertinentă observația și o să aibă în vedere și Comisia de Urbanism. Mulțumesc. O să trecem la anexa numărul 2 cu... Să puneți la proiect. Da. Așa este. Spun la vot, dacă nu mai sunt alte intervenții, concesionarea Ștefan cel Mare 180. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? S-a. Erau și împotrivă, că sunt numai împotrivă. Împotrivă. Un vot împotrivă. Da. Două. Abține? Cine este abține? Repet. Deci nu a fost aprobat această concesiune. Anexa numărul 2. Artera Vest numărul 5. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Mulțumesc. Bulevardul Roman Mușat 40-18. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Discuții. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Ține. Vasile Rupu 60. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Mulțumesc. Discuții. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Mulțumesc. Petru Rareș numărul 1. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Favorabil. Mulțumesc. Supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc.
următorul proiect pe ordinea de zi. Proiect privind aprobarea vânzării unor teren. Și aici și avizul Comisiei de Urbanism? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții dacă sunt. Comisia de buget? Aviz favorabil. Mulțumesc. Spuneți, aveți? Da, vă rog. Deci, articolul 3 spune că se aprobă vânzarea a 10.000 de metri pătrați. Da. Spune. Da. Și în anexă apar încă 3 cereri. Alea din anexă sunt suplimentare punctului 3. Dacă mai sunt alte discuții, la genomuri, dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 4 abține. Mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 9. Privind executarea bugetului local consolidat a instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, listei de investiții și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local. Avizul Comisiei de Buget Finanțe? Avizul Comisiei de Buget Finanțe? Da. Favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Da, așa cum cred că toți consilierii au primit în mapă anexa numărul 1 avizată de Comisia de Buget Finanțe, o vom supune la vot cu această nouă anexă. O să supun la vot fiecare anexă în parte pentru a nu exista probleme privind incompatibilități. Supun la vot anexa numărul 1. Cine este pentru? Da. Anexa numărul 1. Dacă sunt consilieri care nu participă la vot, vă rog să precizați înainte de a vot supune la vot anexa. Anexa numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă, abține, unanimitate. Anexa numărul 2. Fac precizarea că aici nu particip eu la vot, astfel încât o să supun votul dumneavoastră. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Unanimitate. Anexa numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Unanimitate. Anexa numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Unanimitate. Anexa numărul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Unanimitate. Mulțumesc. Și anexa numărul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Unanimitate. Trecem la următorul proiect de ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței unor comisii. Comisia de Administrație Publică Locală. Avizul. Aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții. Vă rog, domnul aici. Vor fi mai multe comisii care sunt actualizate datorită faptului că s-a început un nou mandat pe Consiliul Local, ele au fost reactualizate. În rest, tot ce înseamnă aparatul tehnic care intră în componența acestor comisii a rămas cel consacrat. Un amendament de făcut. Vă rog. La articolul 3 se schimbă la numărul 4 Lucian Gherca cu domnul Simionescu Gheorghe. Da, am luat în calcul amendamentul dumneavoastră. Dar cum mai sunt alte? Deci la articolul 3, poziția 4. Poziția 4, da. Domnul amendament la comisie, mulțumim. Mai sunt alte amendamente? Dacă nu, cu amendamentul făcut de la Comisia de Administrație Publică, o să supun votul dumneavoastră. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în adunarea generală a acționarilor la SECE Municipal Locatosel, ESA. Comisia de Administrație Publică. Aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Discuții dacă sunt? Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în adunarea generală a acționarilor la compania județeană APASER. Comisia de Administrație Publică Locală.
Disfavorabil. Comisia juridică? Disfavorabil. Dacă sunt discuții, dacă nu, spun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului de Administrație din cadrul Spitalului Municipal de Urgență Roman. Comisia de Administrație Publică? Aviz favorabil. Comisia juridică? Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții dacă sunt? Dacă nu, spun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor de proiect privind restaurarea, consolidarea, protecția și conservarea clădirii destinate Muzeului Personalităților Romașcane în vederea valorificării durabile a patrimoniului cultural. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Comisia de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Discuții dacă sunt? Da, aici aș vrea să intervin. Suntem pregătiți și iată, luăm măsurile administrative pentru a crea finalul, dacă vreți, documentațiilor tehnice în vederea depunerii de proiecte pe port. Luna august, prima parte a lunii august, va înregistra depunerea mai multor proiecte. Acesta este unul dintre ele. Este vorba de acest muzeu al personalităților romașcane în vederea valorificării durabile a patrimoniului cultural. Este vorba despre clădirea fostei case Manolescu Strunga din municipiul Roman, din strada Cuza Vodă, pe care dorim să o reabilităm și să dezvoltăm, așa cum spuneam, un element de promovare și de interes public pentru identitatea culturală, pentru etosul comunitar promovat la nivelul municipiului Roman. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi. Dacă mai sunt alte intervenții, dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor de proiect privind îmbunătățirea condițiilor de mediu și de viață în municipiul Roman prin amenajarea parcului Zăvoi. Avizul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil. Comisia de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Mulțumesc, dar sunt discuții sau vreți dacă ne spuneți și aici. Da, sunt vorba de două parturi care vor intra de asemenea pe fonduri. Aceste două proiecte s-au făcut ca urmare a unor propuneri din partea unor consilieri locali din mandatul trecut. Și anume, parcul Zăvoi a fost propus de doamna consilier Nușa Chiria, iar parcul Jora de către domnul Adrian Bogdan Andrieș. Sunt două proiecte pe care noi le-am gândit și le-am structurat pentru a revitaliza zonele, a regenera și aduce la o imagine pozitivă aceste zone, să spunem, periferice. Iar în acest moment noi am identificat și surse de finanțare, de pentru care dorim să depunem acest proiect în cadrul unor fonduri alocate din programul operațional regional Piața Prioritară 5 și venim în fața dumneavoastră cu această propunere de proiect de hotărâre. Vă mulțumesc! Mulțumim! Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu o să pun proiectul numărul 15. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate. Proiectul 16, privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor de proiect, privind îmbunătățirea condițiilor de mediu și de viață în municipiul Roman, prin amenajarea parcului Jora. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Comisia de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Mulțumesc. Pentru nu mai sunt discuții, am înțeles la ce e vorba, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine mai este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate. Proiectul numărul 17, privind modificarea și completarea anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Local numărul 118 din 2009, privind aprobarea regulamentelor privind locuințele sociale din fondul locativ de stat și al locuințelor pentru tineri destinate închirieri. Comisia de Administrație Publică Locală. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Mulțumesc, dacă sunt puțin. Este vorba de completarea regulamentului privind repartizarea închirierei, exploatarea și administrarea locuințelor sociale și a celor din fondul locativ de stat, în conformitate cu noile prevederi legale, actualizarea și crearea unei pârghii pentru atribuirea acestora în deplină transparență și legalitate. Vă mulțumesc! Mulțumesc!
Mulțumesc. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Unanimitate. Proiectul 18 privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 135 din 2016 privind aprobarea organizării și desfășurării Dulciului Anual Roman 2016 în perioada 28-7-2016, 06-8-2016. Comisia de Cultură. Comisia de Finanțe. Comisia Juridică. Mulțumesc, dacă sunt discuții. Este vorba de o completare care este bază la regulament și la doriți să o trecem, tocmai ca să fie lucruri foarte și pentru lucruri. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Unanimitate. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 209/2015 privind aprobarea funcțiilor publice a organigramei statelor de funcții pentru aparatul de specialitate și serviciile publice subordonate la municipiul Roman. Comisia de Buget Finanțe? Aviz favorabil. Comisia Juridică? Aviz favorabil. Discuție dacă sunt? Dacă nu supun la vot proiectul de hotărâre, cine este pentru? Împotrivă. Abține. Unanimitate. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a unui spațiu către Clubul Sportiv Municipal Roman. Comisia de Urbanism? Aviz favorabil. Comisia Juridică? Aviz favorabil. Discuții? Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Unanimitate. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 85/2015 privind înființarea serviciului public de interes local, stran, baze sportive și de agreme și reglementarea activității acestui serviciu. Comisia de Administrație Publică Locală? Aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia Juridică? Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții? Dacă nu supun la vot, cine este pentru? Împotrivă. Abține. Unanimitate. Proiect de hotărâre privind preluarea de către Clubul Sportiv Municipal Roman a echipei de handbal feminin HCM Rom. Comisia de Administrație Publică Locală? Aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia Juridică? Aviz favorabil. Discuții? Domnul președinte, nu participă la acest proiect. Vă rog să se consemneze. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. În unanimitate. Proiect de hotărâre privind preluarea de către Clubul Sportiv Municipal Roman a echipei de fotbal SCM Petrotul Roman. Comisia de Administrație Publică. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Mulțumesc, dacă sunt intervenții. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local. Comisia de Buget. Aviz favorabil. Comisia de Cultură. Mulțumesc. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Unanimitate. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 124 din 28-2015. Comisia de Administrație Publică Locală. Proiectul 25. La Urbanism. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții? Nu participă la vot. Nici. Vă rog să consumeți. Ne participă la vot. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de colaborare dintre SECE Obiecti Complexele București și Municipiul Roman pentru realizarea proiectului Festivalul Tradițional al Meșteșugarilor Câmpul de Gustar în perioada 19-21 august 2016 în piața Roman Port. Comisia de Cultură Sport. Avizul? Doamna Sumă. Mulțumesc. Comisia Juridică? Mulțumesc. Discuții? Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Unanimitate. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 106 din 13-5-2016 privind
privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a caietului de sace pentru serviciul de eliminat din municipiul Roma. Comisia de administrație publică. Comisia juridică. Nu este discuție la nu se pun la tot proiectul de vedere. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate. Aceasta, ședința noastră a luat sfârșit. Vă mulțumim pentru prezență și ne vedem la următoarea ședință. Da, aș vrea să vă informez că joi, la ora 10:30, se va deschide bulciul tradițional de la Roma, drept pentru care vă invit la ora 10:30 să mergem împreună la deschiderea acestui eveniment deja în tradiția municipiului Roman, pe care noi de la an la an încercăm să-l ajuționăm, să-l perfecționăm și să fim împreună la deschiderea acestui eveniment anual. Vă mulțumesc și vă urez o zi bună tuturor în continuare.